Se iau măsuri după incidentul de pe Dunăre în golful Orșova, când 4 sportivi au fost loviți de o barcă de agrement. Primăria a notificat proprietarii de pontoane că trebuie să se mute în altă zonă și că nu mai au voie să desfășoare în perimetrul respectiv plimbări cu barca. În opinia autorităților, aceste pontoane sunt amplasate ilegal pe faleza Dunării. Tocmai de aceea, primăria a trimis deja înștiințări către deținătorii acestor afaceri. Decizia este motivată de faptul că sportivii sunt în permanent pericol, atâta timp cât în zonă se fac plimbări cu barca. V-am spus de la ultima noastră întâlnire faptul că nu vom sta cu mâinile în sân. Acel eveniment neplăcut cu răsturnarea embarcațiunii de 4 canotori nu putea trece neobservat. Așa că, în calitatea de primar pe care o am, am luat următoarea hotărâre. În urmă cu câteva zile, mai exact pe data de 19, am emis o notificare către fiecare proprietar de embarcațiune și i-am somat, le-am dat termen 30 de zile de la comunicare să aducă gardul pe care l-au tăiat la starea inițială prin sudare și vopsire și să-și ridice toate trancotele, între ghilimele evident, de pe domeniul public de acolo. De altfel, am înștiințat și autoritățile competente, administrația portuară, sectorul de poliție de frontieră Orșova, Poliția Națională de la Orșova, apele Banat în legătură cu această acțiune. Nu dorim într-adevăr să închidem activitatea de turism, dar dorim să o facem să nu mai aibă incidente asupra celor care își desfășoară antrenamentele pe luciu de apă de la Orșova. Decizia îi nemulțumește pe proprietarii de embarcațiuni și pontoane care au plătit de-a lungul timpului taxe și au obținut avize de la instituțiile statului pentru a-și începe afacerea acolo, în zona indicată de primărie, în care ar trebui să fie mutați, practic turiștii nu ar avea ce să vadă. Antreprenorii spun că ar exista și alte soluții, însă că nimeni nu i-a chemat la discuții. Mai mult, aceste persoane susțin că turismul sezonier este singura lor sursă de venit, iar decizia primăriei nu face altceva decât să-i pună pe butuci. Mi se pare o decizie greșită din cauza că ar trebui să facă ceva util pentru cetățenii de aici, nu neapărat să ne, cum să vă spun, să ne desfințeze pe noi. Adică suntem unii care chiar trăim din treaba aceasta. Ați făcut investiții în zonă? Da, da. Spun că ar trebui să sudați porțile și să readuceți gardul la starea inițială pentru că sunteți ilegali aici. Da, deci ei au dat prima dată o hotărâre, s-au pus niște taxe, noi le-am plătit, unii dintre noi, alții nu le-au plătit, care au fost mai șmecheri, care au, mă rog, au avut ce au avut, nu știu ce. Ni s-a promis că deci se va face un cadru legal ca să putem să funcționăm. Văd acum că s-a luat decizia aceasta. Nu știu ce să comentez. Am făcut un acord cu domnii. Acord în care s-a plătit o sumă de bani, în care plătim salubritate, frumos. Și cineva i-a dat în judecată, nu eu, nu de lângă mine, un domn avocat. Și acum domnii se cam răzbună că nu putem să plătim taxa. Dar de ce nu ne bagă taxa din nou și se pune că suntem ilegal? Unde suntem ilegal? Că folosim această poartă. Ok, punem din nou taxe, eu am fost și am vorbit, nu putem. Păi și să mă muți poți? Adică mie vrei să-mi iei traiul, pur și simplu, că alte afaceri n-am, nu lucrez în altă parte, că nu ai unde să lucrezi în Orșova și să vrei. Și de aici trăiesc. Ce fac? Vara trăiesc iarna. Păi tu dacă îmi tai mie momentan, că ne mută, dar când? Că ei mi-au dat 30 de zile să închidem, da? În august, când e sezonul și atunci fac bani să trăiesc. Mai închis și te gândești unde să mă muți. Păi și eu ce fac? Nu, eu vreau să mi se răspundă singur ce fac. Nu era mai normal să vii, să vorbești cu noi, să ne spui, mă, uite ce s-a întâmplat cu canotorii, hai să facem un program, ieșiți voi după 11 pe apă. Nici o problemă, eu n-am problema asta. Că nu-mi place să stau de la 8 aici să alerg după oameni. Ați fi de acord să respectați un program? Desigur, cum să nu? Eu vă spun că cea hotărâre a luat primarul cu consilierii sunt în afara legii. Degeaba au pus ei acolo că hotărârea tribunalului Severin. Nu e adevărat. Vlacul este al porților de fier numărul 1. Deci nu apele Banat. Ei au hotărât consilierii și cu apele Banat. Nu știu eu. Eu, de exemplu, am aprobare de la
forțe de fier numărul 1. Nu mai știu cum cheamă comandantul de acolo. Ca să-mi pun aici așa pontonul. Am certificat de urbanism de la primar, ca să-mi fac lucrările. Vine acum, mă științează că 30 de zile s-o mut, în baza cărei legi. Că tu mi-ai dat aprobarea să fac. Eu am coltuit, numai pentru stârpul ăsta m-a costat 50 de milioane. Ce soluție propuneți dumneavoastră? Soluția mea ar fi ca fiecare când circulă să fie atent. Când mergi cu mașina pe drum, dacă se întâmplă un accident, nu întrerup circulația de pe drum. Iei măsuri. Dom'le, mergi cu viteză mai mică, vezi ce faci, asigură-te dacă nu ai încălcat legea. Deci restricții de viteză. Restricții de viteză sau, în cel mai rău caz, dacă o fi, dacă ei nu înțeleg, să pună motoare mai mici pe bărci. Turismul sezonier este singura latură a economiei care funcționează cu adevărat în micuțul oraș de la Dunăre, iar punerea acestui sector pe Butuci ar putea însemna o adâncire și mai mare din punct de vedere economic pentru locuitorii de aici.